aveam niște probleme de sănătate care mi-au îngreunat pașii, mi-au îngreunat mersul meu. Și simțeam că nu este în ordine cu mine, dar Dumnezeu, în bunătatea Lui și în îndurarea Lui, mi-a îndreptat pașii în acest loc, prin prietena mea, prin Ana. Și am găsit în acest loc, cred că un loc pe care nici l-am visat că-l voi găsi. O familie atât de minunată, niște oameni care din toată inima și din tot sufletul lor ne-au purtat de grijă, fiecăruia în parte. Și am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu și reflexia luminii lui Dumnezeu în persoanele de aici, în această familie minunată. Și am fost foarte impresionată de dragostea care am simțit-o în acest loc, de mângâiere și de armonia dintre aceste persoane minunate. Și doresc să-i mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce face El, pentru felul minunat în care se folosește de oameni speciali. Și mă bucur atât de mult că sunteți niște unelte eficiente în mâna lui Dumnezeu. Și rezultatele mele, să vă spun. Eu n-am niciodată n-am făcut așa un efort de a merge și nu am știut, am simțit atâta bucurie cât am simțit-o aici. Și pentru că bucuria aceasta este o bucurie reală și venită din dumneavoastră, de la Dumnezeu, vă simt cu mult mai bine și cu mult mai împlinită și sufletește și fizic și pe toate planurile. Dar vreau să vă spun că am și greutatea mea mai scăzut și vreau să spun că asemenea vreau să mulțumesc pentru felul în care am fost tratați, hrăniți cu aceste speciale bunătăți care mi este foarte greu să mă exprim, pentru că sunt foarte emoționată, dar mă duc cu un bagaj mare de bucurie de aici. Și aș dori ca toți ai mei, cunoscuții mei și toți prietenii mei și toți din familia mea să vină să vadă cât sunteți de minunat și cât de minunat este acest loc și cât de binecuvântat sunteți de Dumnezeu. Și vrem să mulțumim din toată inima. Mulțumim dumneavoastră și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Dar eu știu că mai vreau să spun un lucru. Nu m-am alimentat așa cum a trebuit, ci nu am crezut că atât de efectele unei alimentații nesănătoase sunt atât de grave. Dar și când închid ochii și văd planșele acelea care ni le-a prezentat domnul Moroșan și explicațiile că ni le-a dus, eu am renunțat din start la cafea. Eu știam că cafeaua e foarte bună și are niște componenți care te pune în mișcare și e foarte bine, dar greșeala a fost foarte mare și eu cred că aș fi mers înainte cu acest lucru atât de rău și atât de dăunător pentru sănătatea mea și a tuturor celor care sunt atât de legați de cafea. Și știu că nu am să o doresc mai degrabă un ceai din acesta minunat decât orice altceva. Și vă mulțumesc din suflet!